Se va revizui cuantumul pensiei începând cu 1 septembrie și pe sumele încasate necuvenit se vor reține din pensie. Maxim o treime. Deci se vor reține practic la viitoarele pensii? Exact, da, da, da. Și bineînțeles, nu toată suma. Desigur, nu toată suma dată, v-am spus să nu depășească o treime din pensie. Pentru 774 de situații se vor emite decizii de revizuire, iar ca și număr total de cereri depuse până în prezent, sunt în jur de 1900, dar nu toate deciziile, nu toate cererile depuse se soluționează prin decizii de revizuire. Au fost emise ulterior datei comunicării recalculării pensiilor pe luna septembrie. Aceste diferențe se achită în cel mai scurt timp, îi primesc retroactiv, o singură tranșă, într-o singură transă. Încercăm, da, în luna viitoare, încercăm în luna octombrie. Diferențele pot fi și de la, sunt de ordin tehnic, ele pot fi și din transferul dosarelor, din recalculările multiple. La casa de pensii în cele 4 săptămâni au fost 5615 audiențe și 1937 de cereri primite. Dar, într-adevăr, cele care trebuiau făcută revizuire, avem 611 cereri. Deja sunt selectate, pregătite. În general, marea majoritate a cererilor au fost cu pensiile sub 1281, sub pensia minimă. Pensionarul a primit acasă și a văzut că suma este mai mică decât 1281 și imediat a venit, a înregistrat cerere. Nu au fost emise toate deciziile de recalculare. Mai avem 4900 și ceva de cereri care urmează să fie ulterior emise.